atât de rigid. O să vă spun doar două, trei lucruri de introducere și apoi aștept întrebările dumneavoastră. Dincolo de faptul că este unul dintre cele mai ample simpozioane între teologi, am avut și niște premiere, să zic, anul ăsta este primul an în care Facultatea de Teologie scoate un simpozion și un volum integral în limba engleză, va fi. Și acest lucru l-am făcut nu neapărat pentru că am dorit să umbrim pe cineva, ci pur și simplu ne-am dorit să fim mai vizibili. Alba Iulia, Facultatea de Teologie din Alba Iulia, cred că are nevoie de o vizibilitate internațională mai mare. Publicând în limba română este această barieră și atunci, din acest motiv, am dorit să creștem vizibilitatea facultății și ne-am propus ca volumul integral va fi în română, în engleză, mă scuzați, și din acest motiv, sigur că lucrul este o premieră. O să vă spun că avem reprezentanți din facultăți, din centrele universitare București, Iași, Galați, Cluj, Napoca, Arad, Târgoviște, Depitești, Constanța, Suceava, Craiova, Timișoara, Oradea. Este posibil să mai fi scăpat pe cineva, sper să nu se supere nimeni. Avem câțiva reprezentanți din Statele Unite, cum ați auzit pe părintele decan Emil Jurcan. Cel mai cunoscut de departe este domnul Tristan Engelhard Hermann. Este un convertit la ortodoxie și este unul dintre cei mai mari bioeticieni din lume la ora actuală. Este considerat fondatorul bioeticii creștine și câțiva dintre ucenicii și apropiații săi, Mark Sherry, Hermann Engelhard este profesor la Rice University. Mark Sherry, profesor la St. Edward's University, m-am uitat și eu cam cine sunt acești oameni, pentru că deja e o tradiție, vin de vreo 2-3 ani la noi la aceste manifestări științifice și uneori oamenii aceștia se comportă atât de natural și atât de cu modestie, încât nici nu știi ce oameni sunt. M-am uitat, de exemplu, pe site-ul Universității St. Edward's. Mark Sherry este primul profesor în listă, e considerat cel mai vizibil și cel mai cunoscut, iar St. Edward's University este una dintre primele 25-30 de universități din Statele Unite, oricum în top 20 universități pe Statele Unite, partea de vest. De asemenea, o personalitate care și-a anunțat iarăși prezența la simpozionul nostru este Gregor Pupping, este directorul Centrului European pentru Lege și Dreptate de pe lângă Strasburg. Este o instituție neguvernamentală angajată în apărarea drepturilor omului și pe diverse probleme, cum sunt drepturile creștinilor într-o lume în care se dorește, să zic, tot mai generoasă și tolerantă. Până la urmă trebuie să știm unde și care sunt limitele acestei toleranțe și dacă veți căuta pe site-ul acesta al Centrului European de Lege și Dreptate, veți găsi foarte multe teme de dezbatere, procese câștigate la Curtea Europeană de către domnul Pupping. De asemenea, Ryan Nash sau, cam uitat, domnul Balcarec, Peter Balcarec din Cehia, este vicepreședintele Comitetului Național de Studii Bizantine a Academiei Republicii Cehe și, de asemenea, directorul Institutului pentru Studii Creștine și Bizantine a Republicii Cehe. Și-a anunțat și dânsul prezența și ne-a trimis, evident, și studiile domniei sale. Ce aș mai putea să vă spun înainte de a aștepta întrebările dumneavoastră este că simpozionul inițial a fost gândit pe 5 paneluri, stat și biserică în munca socială, biserică și societate, teologie politică și morala politicii, stat și religii, relația acestora de-a lungul anilor
și cultură politică și cultură religioasă. Sigur, datorită faptului că la primul panel, stat și biserică în munca socială, am avut doar două persoane care s-au anunțat, l-am unificat cu biserică și societate, deci am unificat cele două panele, vom avea patru panele, la care se adaugă un panel de doctoranți, adică o sesiune destinată doctoranzilor, specială pentru dânsii. Dintre ei am selectat câțiva, ale căror lucrări le-am considerat mai bune și care își vor susține punctul de vedere cu privire la cercetările lor în cadrul sesiunilor, să zicem.